Să aveți fie, domn. Azi ne-a rămas o leacă mai mult. De fiecare dată când conduci, mai nu rămâne nimic. O vorbă românească spunea, cine împarte, parte își face, numai că asta nu se potrivește cu un bun. Dumnezeu să binecuvânteze întreaga adunare de la Betel. În ziua aceasta am avut copii la binecuvântare. Faptul că venim la adunare e o binecuvântare. Spunea psalmistul în psalmul 133, ce dulce și plăcut este să locuiască frații împreună. Este ca un lemn de preț care, turnat pe capul lui, se coboară pe barba lui Aron, se coboară pe marginea veșmintelor lui, este ca roa Hermonului, care se coboară pe munții Sionului, căci acolo de Domnul și binecuvântare, oameni buni, și binecuvântare. Binecuvântare și viață, două lucruri deodată. Le câștigi dacă vii la casa de rugăciuni. Două lucruri deodată. Și binecuvântare și viață pentru veșnicii. Dumnezeu să binecuvânteze tăta adunarea de la Betel care sunteți pe acasă și mă auziți. Veniți la altar. Ca aici se primește binecuvântare și viață pentru veșnicie. Dumnezeu să fie binecuvântat. Dumnezeu să binecuvânteze prunci acești. Dumnezeu și părință. Edi, Domnul să binecuvânteze, ai întinerit cu 10 ani. Dumnezeu să binecuvânteze toate familiile și pe toți frață. Eu mă bucur și aș vrea să vă spun în ziua aceasta că biserica se mulțește prin două moduri. Prin cei din lume care îi scoate Dumnezeu, la noi mai puțin se pocăiesc. Mai puțin din lume, s-o pocăiesc, dar foarte puțin. Și prin copiii noștri, frați. Dumnezeu să binecuvânteze familiile cu frică. Eu mă bucur că la Betel avem familii temătoare de Dumnezeu. Poate mai scârțâi bici pe acolo. Poate mai scârțâi, fraților. Lăsați copiii să se nască, că suntem păcătoși. Suntem păcătoși. Mai greșim cu vorba, mai greșim cu fapta, ne biciuiește Dumnezeu. Dacă n-ai împiedicat nașterea de prunc, te-ai făcut ucigaș. Ai făcut ucigaș. Și când ai împiedicat în ziua judecății, nu mai de unde se aduce. Nu știi care din pruncii tăi face Dumnezeu un proroc sau un predicator pentru vreme. Nu știi. Nu știi care. Eram la o binecuvântare de copii în Atlanta și păstorul era din 12 copii și era 12-lea. Și le-am spus la frate atunci, dar dacă tata al fratele păstor făcea numai 11, aveați azi păstor? De-aia e important să aducem toți copiii care ni ne Dumnezeu. Domnul Iisus se trage din David, din Isai. Știți a câtelea copil era David în familia lui Isai? A optelea surori. Întreba și citea fratele Doru azi. Poate Dumnezeu să împiedice numai singurul care are autoritatea să împiedice nașterea. Eu zic Rahela lui Iacob, dăm copii, ori? Mor! Sunt eu în locul lui Dumnezeu care te-a oprit să naști. Singurul care are autoritatea să oprească nașterea e Dumnezeu. Mă întrebă o soră că am predicat la Pardii de nașterea de copii și femeia va fi mântuită prin nașterea de fii. Îți bine, bine, frate, dar astea sterpi. Astea sterpi ați fi gel mântuit de dacă ați fi ipocaiti. Și astea ați fi mântuit. Dar dacă nu le-o da Dumnezeu, nu le-o da Dumnezeu. Noi nu condamnăm pe nimeni care nu le-o da Dumnezeu. Noi vorbim la cele care au trebuit să nască și om predica noastră. Dar avem datoria să vă predicăm adevărul, fraților. Amin. Ca nu în ziua judecății să zică șarlatanul le-a întâlnit, a înșelat biserică. Să mă bag o leacă în textul de azi, că e tare, e tare. Fraților, vorbește despre seminția preoților din Vechiul Testament, pe care Dumnezeu trebuie să se căiască și eu zis lui Eli, am zis că seminția preoției va rămâne veșnic la tine, dar acum departe de mine gândul acesta. Că v-ați băcat în jertfele mele,
ți-ați necinstit jertfele mele, departe de mine. Și în textul citit de astăzi, mor doi fii al lui Aron, Nadab și Abihu, care au adus foc străin. De fapt, pe altar nu se aducea tămâie. Era altarul în fața chivotului special pentru ardere de tămâie. Pe ăla s-ar dea numai tămâie. I-a pus foc străin și a adus tămâie pe altarul care trebuia să aducă jertfele. S-a ieșit focul și a nimicit și scrie Scriptura aici pentru că au făcut ce nu li se poruncise, oameni buni. Acolo era legea, acolo nu. Dacă ar fi în ziua de azi, n-ai mai prinde nimeni, nu s-ar mai ridica pastorii la amvon. Numai să era de aici și să-l tragi mort de aici, n-ai mai vedea unul la amvon. Dacă ar trebui Dumnezeu să nimicească ca în vechime, ce-ți aduc învățături străcate aici, păstorii, rezbitele, predicatori, ar trebui să-i în fiecare zi să facă mormătare. Dacă se comora focul lui Dumnezeu, că tare mult fals mai este, fratelor, ia Dumnezeu să binecuvânteze, de-aia a fost nevoit Dumnezeu să ridice un alt mare preu, nu după rânduiala lui Aron, despre care unul care nu vorbise nimic cu privire la seminția lui. Și l-a ridicat pe Iisus Hristos, după rânduiala lui Melchisedec, un mare preot care a intrat în Sfânta Sfintelor o singură dată, cu însuși sângele său și cu însuși trupul său, și a făcut ispășirii pentru tot neamul omenesc. Binecuvântată să fie jertfa Domnului Iisus, marele preot care și-a dat viața și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru Sfânt. De-aia vă nevoie de un alt mare preot, că prin preoția aronică o trăit în păcate, fraților. Fiii lui Eli curveau la templu, mă, oameni buni, oameni buni. Când citesc pe acolo, mă cutremur. Trăiau cu curvile de acolo, de la templu, care erau pe afară, pe acolo, la ușa templului. Și-a fost nevoit Dumnezeu să-i omoare. Și-a omorât pe ăștia și-a zis lui Aron, să nu-i plângi! Care zis, vezi, doi copii ca doi brazi, morți, și să n-ai voie să-i plângi. O zis, să nu-i plângi, ca să nu muriți și voi, și să moare toată adunarea! Pentru că au adus foc străin înaintea lui Dumnezeu. Asta e Dumnezeu nostru. Binecuvântată să fie jertfa lui Iisus, marele preot, amin, care a făcut ispășire odată pentru totdeauna. Trăiască numele Domnului Iisus. De aia, Dumnezeu să binecuvânteze prezbiterii care fac slujba noului așezământ. Prezbiterii, fraților, în ziua de azi, textul acesta vorbește mai mult prezbiterilor, dacă vreți. Aveți de grijă. Care face slujbă la altar și care face slujbă înainte. Orice învățătură străcată, care o duci ca prezbiter sau ca predicator și nu-i scris aici, e foc străin. Orice prorocie care o dai de la tine și nu de la Domnul, e foc străin. Și dacă nu te bedepțești aici, vine vremea când te vei întâlni cu judecata lui Dumnezeu, că Dumnezeu nostru nu doarme. Binecuvântat să fie numele Lui. De-aia a scris Pavel Apostolul Corintenilor, în capitolul 3, pare mi se cu versetul 14, că o mește zidar înțelept, am pus temelia, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos, e temelia. Binecuvântat să fie numele, dacă clădește cineva deasupra, proroc, predicator, prezbiter, tot ce clădești deasupra vine focul. Vine foc. Noi poate crede, poate face, nu face nici Dumnezeu. Merg până la o vreme și lucrarea fiecăruia va fi trecută prin foc. Foc a dovedit slujba lui ăștia doi care au murit acolo. Și-au zis Moise, acesta este cuvântul Domnului care a zis, voi fi sfințit înaintea norodului. Dumnezeu să fie binecuvânt. Dumnezeu nostru este plin de milă și de îndurare, dar mai este ceva. Foc miscuitor și grozav lucru este să cază mâinile Dumnezeului. Nu se scapă nimeni.
De mâna omului te scapă Dumnezeu, dar de mâna lui Dumnezeu nu te scoate nimeni. Ia Dumnezeu să ne binecuvânteze să luăm sala. Spunea în Evrei acolo 12 cu versetul 18, voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și era cu, care era cuprins de foc, nici de sun, nici de trâmbuță, nici de priveliște, și de aceea încât omului Dumnezeu Moise a zis, sunt îngrozit și tremur, și voi v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, de zecile de mii de sfinți, de adunarea, sărbătoarea îngerilor, de Iisus Hristos, mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii, care vorbește mai bine ca sângele lui Abel. Luați seama! Căci dacă n-au scăpat cei ce le-au vorbit de pe pământ, cu cât mai mult nu veți scăpa voi de cel ce vorbește din ceruri, cel care au făcut o făgăduință că oamenii clătina încă o dată cerurile și pământul. Dumnezeu să fie binecuvântat. Noi am făcut legământ cu... Cu ăsta am făcut noi legământ, fraților. Dumnezeu să ne ajute să-L slujim cu toată puterea. Luați seama și în ziua aceasta aș vrea să avertizez o dată prezbitere de la Betel. Îmi place de Petru, scrie întâi în capitolul 5, sfătuiesc pe prezbiter după cum eu sunt un prezbiter foarte bun. Vă zic, Petru, băi, ești apostolul de la Ierusalim, băi, toată lumea jos cu voi, băi. No. Da. Extraordinar. Sfătuiesc pe prezbiter, după cum eu sunt un păstorist turma lui Hristos, care m-a fost încredințată de bună voie și nu de silă. Nu ca și cum a stăpânit peste turmă, ci făcându-vă pildă turmei. Cu lepădare de sine, ăsta-i cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvânteze prezbiterii de la Betel. Amin. Fraților, noi dăm socoteală de sufletele oamenilor. Nu credeți că jucării, trebuie rămneaște, prezbiter, pastor. Oameni buni, să credeți că asta-i jucării? Răspuns de sângele poporului și de sufletele oamenilor, ca unii care au să dea socoteală de sufletele. Noi ne jucăm de-a prezbiteria și de-a pastoria. Aici casa lui Dumnezeu și peste casa lui Dumnezeu este până Dumnezeu binecuvântat să fie bun. Amin. Dumnezeu să ne binecuvânteze să facem slujba aceasta cu băgare de seamă, frate. Amin. Cu băgare de seamă, sfătuia Pavel pe Timotei, 1, capitolul 4, care m-a verset acolo. Fii cu luarea minte asupra ta însuți, prezbiterule. Mai că deodată avem pretenții, cea mai mare pretenție e din ăștia din frunte, oameni buni. Din ăștia din frunte. Ăștia trebuie să se facă pildă turmei. Fii cu luarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Dați-mi voi să vă spun o zi de asta, când o batem. Și-o clădit bătrâni în 40 de ani, o dărâmat teologii și se așez din seminarele teologii. O dărâmat! O dărâmat, o da voi să intri păcatul în biserică. Și dacă bisericile se lumești, primii vinovață-s păstorii, frate. Primii vinovață-s păstorii. Când în Israel se ridica un împărat după voia lui Dumnezeu și temător de Dumnezeu, întorcea tot Israelul spre Dumnezeu. Și când se ridica un păcând, ducea, tot Israelul ducea spre lume, spre idolatrie. Dumnezeu să ne binecuvânteze să fim cu luarea minte. Rămâneți, fratelor, nu vreți pastori, prezbiteri? Vă dar că erați în Rusia, în povestea fratele din Rusia. Tăt pornuși și anii mi se predice. Și care îndemnați așa cum l-am cuvit și aia în pont cum 25 de ani. Cum 25 de ani. Spunea frate, hai fratele, care ieți? Care îndemna nimeni? Povestea fratele Horobeț. V-am văzut că noi și ne-am ieșit la în pont. Am predicat și seara m-au luat și ne-au dat centru de așa ani. Dar mă jur să se îngrăbărească de la în pont. Că vreau să predici. Dar dacă cobor de aici și zice 25 de ani, nu mai prins unul să mă învăr. Unul nu mai prins la învăr. Nu le mai trebuie presbiterii, nu le mai trebuie pastorii. Fraților, Dumnezeu să ne umple cu puterea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt vorbește și vorbește prin biserici la noi. În acază la ușă, amin.
Cântă tinerii ăștia cântare și eu câteodată mă opresc că mă atent să cânt. Mi-așa de dor, Iisuse, după tine. Eu mă opresc, eu și mă cercetez, Doamne, ori e drept? Vezi, zic eu, cântați minciuni câteodată, mă. Mi-așa de dor, Iisuse, după tine și nici habar n-au de Iisus. Cântăm, mi-așa de dor, Iisuse, fraților, fraților. E vor o să-mi zic cântările în ziua judecății. Voi să înainte de să desfățu de Israel, eu am învățat o cântare care să rămână de mărturie. Au zis, asta-i cântarea mărturiei. În ziua judecății cântarea aceasta se va ridica împotriva voastră. Dumnezeu să fie binecuvântat. Dumnezeu să ne ajute să prețuim mântuirea, frate. Să prețuim harul lui Dumnezeu. Ia seama, Timotei, asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora, căci dacă vei face așa, îi mântuiești pe aici care te ascultă și îi mântuiești pe tine, predicatorului și pastorului. Dacă nu ne ducem la râp de râpă cu toți oameni buni. Pastor, plătiți, îl plătești să te ducă la iad. Aia nu vorbește adevărul. Vrea să-i mai pui 100 la salari. Fraților, Dumnezeu să trezească biserica de la Betel, frați sfinți, care veți parte de chemarea cerească. Ați întâlnit-vă privirile Evrei 12 la marele apostol al mărturisirii noastre, adică la Iisus, oameni buni. Deși ca lucrători ar trebui să se uite și la noi. Avem curajul să spunem la ăștia, la oile din biserică, uite-te la mine, cum vorbesc, cum trăiesc, cum mă port în societate, calc pe urmile, avem curaj? Fraților, asta e slujba lucrătorului. Câteodată nu se uită la Iisus, se uită la Iisus, dar Iisus se uită și la tine. Pavel scria lui Timotei, sfătuiește pe bătrâni să fie treci, vrednici de toată cinstea. Dumnezeu să fie binecuvântat. Că ăștia la care calcă de urmile tale să nu șchiopăteze, ci mai degrabă să fie vindecat. Asta e Evanghelia, fraților. Dumnezeu să fie binecuvântat. Dumnezeu să binecuvânteze prezbiterii de la Betel cu frică de Dumnezeu. Amin. Ia seama, puneți mâna pe Scripturi, frați prezbiteri. Puneți mâna pe Scripturi, mă, că dacă îl bași pe Scriptură, nu știi cât evanghelii sunt. Puneți mâna pe Scriptură, frați prezbiteri, ca să poți să împrunzi pe potrivnici. Tu trebuie să cunoști Evanghelia, oameni. O citești Evanghelia odată pe lună. Vorbesc cu frate, textul de azi, 90% e pentru frață lucrători. Dumnezeu să binecuvânteze prezbiterii de la Betel, frate. Oameni sănătoși în credință care cunosc Evanghelia, fraților. Dumnezeu să fie cuvântul. Aș vrea să vă spun că în ziua judecăți, aici ne judecă. Aici ne judecă în ziua judecăți. Dumnezeu să binecuvânteze întreaga biserică. Dumnezeu să binecuvânteze familiile de la Betel, frați, capi de familie, care suntem preoți în casele noastre. Ce învață copiii de la noi? Cum ai să-i spui la fată să nu umbli în pantalon dacă mama umblă în pantalon și cu capul gol? Cum să-i spui la fată să nu umbli cu capul gol și în pantalon dacă mama umblă în pantalon și cu capul gol? Cum să-i spui la fată, tu ca tine nu umbla așa? Fraților, pocăința nu-i de adunare. Ei, pocăință de adunare. Pocăința este peste tot binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Fiecare zi, nu leagă la adunare, gata, cum ieșim printre oameni și nu mai cunoaște. Bă, ce-i pentecostal, ortodox. Am e aceeași culoare când ești pe străzile Detroitului, nu mai cunoști. Eram prunc, eram tânăr. Mergeam prin orașul Suceava, ce de frumos. Frață și surorile îmbrăcați, surorile înveliti, frață cu Biblia sub braț, spunea aici de lume, aici te-ați pocăiți. Dumnezeu să trezească biserica, nu vă înșelați prea iubiții mei, frate. Nu credeți că merem de-a varmă, așa, când ne aduce Domnul Rai, că am auzit o cocoană de asta, spunând, păi Domnul nu are pe cine mântuie, fugi de aici, ce vorbești? Păi Domnul nu are pe cine mântuie, că nu are pe cine vorbești, mă? Ce vorbești?
cât s-au scăpat la potop, fraților. 8 suflete. Și-a trebuit Dumnezeu să se crească și să spună: pare rău că l-am făcut pe om, căci întocmirile din inima lui sunt îndreptate în fiecare zi spre rău. Și-a trebuit Dumnezeu să nemicească neamul omenesc. Dumnezeu să binecuvânteze biserica. Fraților, toate epistolele apostolului Pavel sunt către pocăiți, oameni buni. Sunt către pocăiți. Am citit pe acolo și: Doamne Dumnezeule, dar trebuie numai la pocăiți să nu furi, să nu curvească, să nu... Nu scrie Pavel numai la pocăiți în epistole, pentru pocăiți, oameni buni. Unde am ajuns? Evanghelia nu vorbea pentru cei din lume. Vorbea pentru cei botezați în apă și botezați cu Duhul Sfânt. Dumnezeu să ne trezească în ziua de astăzi. Dorința noastră și rugăciunea mea către Dumnezeu e să mă mântuiesc eu și copiii care... Voi tot așa? Familiile noastre, oameni buni, mă rog, Domnule, zi și noapte, Doamne, să nu rămâi nicio unghi. Are putere Dumnezeu să-i întoarcă, are putere! Dumnezeu să fie binecuvântat, ne rugăm să lucreze Dumnezeu în familiile de la Betel. Amin. Și copiii noștri să nu rămână niciun. Nu mi-e rușine să spun, am avut un singur băiat. Așa de bucuros am făcut a 7-lea. Am zis: Dumnezeule, eu să-i pun numele Timotei. Se iasă un strugător și auză și satana. Nu a dormit. Auză și satana. Și ne luptăm din răzputeri, frate. Dumnezeu să fie binecuvântat. Avem convingerea că Dumnezeul nostru e mai mare și mai tare. Ca puterile întunericului, binecuvântat să fie numele Lui. Și ne rugăm și insistăm în țara aceasta, vă spun în ziua aceasta, prin Duhul. Puțin ne mai adună, mai băgați bine seama. Băgați bine seama ce vă spun. Dacă azi bate la ușă, Dumnezeu să ne îmbrace cu putere de la nostru. Amin. Atunci dacă nu ne îmbracă cu putere, ne ducem peste cap. Omul este foarte slab. M-am gândit la Petru Apostolul, care Domnul Iisus vorbea despre patimile sale și a zis: Doamne, cu tine, slabă! Când i-a spus Domnul Petri, că nu cânti cu coșul de două ori și tu te lepi, zic, mai cum îi vine să creadă. Ăsta e omul, fraților. Ucenici care au umblat 3 ani și jumătate cu Domnul Iisus, se spune Petru, era o rușine în Israel să te blestimi în fața unei femei. S-o blestemat. Că tu ai în blacul ăsta. S-o blestemat cu lucrurile. Asta e omul, oameni buni. Asta e. Mai înainte spunea că mi-are și la moarte. S-o blestemat că nu-l cunoști. Cum ai îmblat 3 ani jumate și nu-l cunoști, bă? Și ai văzut minunile și semnele. Ce har a avut ucenicii. Eu când citesc pe acolo, prin Doamne, ce har. Să îmbli cu tine, să trăiască cu tine, să mănânci cu tine. Să vadă minunile tale! Ce har! Și după 3 ani jumate spui că nu-l cunoști. Ăsta e omul, oameni buni. Blestemat este omul care se încrede în om și binecuvântat este omul care se încrede în Domnul. Binecuvântat să fie numele Lui. Nădejdea noastră să rămână Dumnezeu. Spunea poetul într-o cântare: nădejdea mea e Dumnezeu, puterea Lui cea mare, prin dragoste și harul Său, nădăjduiesc și când mereu, că și-a salvat sufletul meu și-a tău din veșnica pierdare. Binecuvântat să fie Domnul, ăsta e Dumnezeul nostru. Mă opresc! Timpul s-a dus, Dumnezeu să binecuvânteze biserica de la Betel. Fraților, dacă vorbesc mai apăsat, e dovadă că vă iubesc, frate. Că nu m-a luat în numele, iară ghiță, bă, iară tai ghiță, iară, bă, nu mai a să scapați într-o zi de mine, când a să mai iei Domnul acasă. A scapați de mine. Și atunci a zis, bă, dacă ar mai fi omul ăsta să mai vorbească. Fraților, Dumnezeu să binecuvânteze întreaga biserică. Amintea fratele cu amin și aleluia, fraților. Mie îmi place amința, dar nu de aici s-a forțat, oameni buni. Nu de aici s-a forțat. Nu mai forțat. Duceți amin.
Până nu-l primești nimeni, el a forțat, băi, oameni buni, mă. Nu-l forțat, aminuși, aleluia. Că la dacă nu iese de aici, nu-l primești nimeni. Dumnezeu primește ce ieșit din dragoste, oameni buni. Nu tot să-i bară că ziceți amin, ziceți, băi, oameni buni, băi. Când mă atinge Duhul lui Dumnezeu, strigă amin. Păriți să fie Domnul, nu când zici tu, zi amin, zi frate, amin, zi amin. Nu așa, oameni buni. Nu așa, că ăsta nu-l primește nimic. Aminul când îl spui din toată inima, e pentru slava lui Dumnezeu. Nu când te-o forțăm noi, ziceți amin, ziceți amin. Mă tem că ăștia care vreau amin, vreau pentru ei amin, nu pentru Domnul. Mă tem! Când grește el să zice amin, când... Nu mă jucați, Dumnezeu nu împarte slava cu nimeni, binecuvântat să fie numele. Dumnezeu să ne ajute să rămânem la cele smerite. Ne plecăm cu toți să fie genunchi și mulțumim Domnul pentru timpul acesta. Amin.